Procedură o puteți aplica și pentru mânuțe. Mie și dragile mele, sunt pregătită pentru a vă arăta un masaj cu miere. La noi este foarte practicat masajul cu miere pe tot corpul, ca efect anticelulitic și de stimulare a circulației sângelui cu scop de limfodrenaj. Dar astăzi vom aplica un masaj cu miere pentru ten, pentru față. Am aici așa un borcănaș, borcănoi de, cu miere, o miere de mai și voi lua o linguriță de ceai de miere. Mânuțele trebuie să fie curate, tenul să fie curat. De ce avem nevoie de masajul cu miere? În primul rând, mierea este un produs foarte, foarte bogat în nutrienți. Conține aminoacizi, glucide, minerale, enzime, calciu, fosfor, magneziu, fier, care ne ajută și pentru frumusețea interioară, dar și exterioară. Pentru tenul acneic este minunat de folosit acum în timpul de vară. Astăzi la noi un pic e mai răcoare și pentru doamnele care mi-au cerut acest masaj, mi-am ales această zi mai răcoroasă, fiind acest masaj îl aplic mai ales când merg în saună. Deci am decis să vă arăt cum putem efectua masajul acesta pentru tenul gras. E bine, este benefic pentru tenul combinat, pentru tenul normal, pentru tenul cu peruzic, sensibil sau persoane care au alergie sau dau reacții neadecvate la mere sau la polen, la flori, nu se recomandă acest masaj. Și o să-mi iau o linguriță de miere, doar o linguriță de ceai. Și iată, o să o pun în palmă, te vedeți cât cam atâta, o să ne ajungă și pentru față și pentru decolteu. Și încălzim mânuțele, încălzim mierea. Mierea este de mai, este lichidă, vedeți cum am aplicat pe mâini. Dacă aveți miere solidă, atunci puteți să o încălziți, dar să nu o fierbeți, să se păstreze substanțele nutritive. După ce ați simțit că mierea se încălzește, este foarte, foarte plăcută, aplicați pe decolteu, pe gât, pregătiți pentru masaj. Și când vă doriți să vă împrospătați tenul, în scurt timp, folosiți acest masaj. Stimulează minunat. Pentru tenul tânăr, puteți să folosiți mierea ca mască. Dacă ați observat, în multe măști care le am pe canal, am folosit mierea. Și doamna Ruth mi-a scris, o abonată a comunității, mi-a scris în comentariu că fiicele ei folosesc mierea pentru hidratarea tenului. Mierea este foarte, foarte bună pentru hidratare și pentru hrănire, pentru protecție. Ea ne protejează pielea de arsuri, ne protejează buzele de arsuri. Este un antioxidant, este un antioxidant foarte puternic. După ce am aplicat, simțim că toată pielea este îmbibată cu miere, parcă așa simt că tot s-a aplicat. Dacă aveți tenul gras, mișcările le faceți mai brusc. Simțiți? Iată cam așa. Iată. Simte o presiune între piele și palme. Și pentru tenul gras, poros, este foarte, foarte benefică. Și aplicați cu mișcări mai
mai puternici, cu mișcări mai bruște. La mine tienul este finuț și eu o face cu mișcări fine. Și o să încep de la frunte. Să fie o presiune între piele și mâini. Simțiți cum se îmbunătățește circulația sângelui. Pentru tenul gras, puteți repede, 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 repede să, fiindcă odată cu mișcările, din pori se extrage grăsimea, din pori se extrage sebumul. Vedeți cum se roșește tenul. Pentru tenul mai finuț, mișcările pot fi finuțe, finuțe. Mergem în jos. Cum simt că fața un pic parcă mă arde, parcă mă pișcă, merg cu mișcări de limfodrenaj spre decolteu și lucrez cu decolteul. Dacă acest masaj pentru voi este pentru prima dată, mișcările pot fi finuțe, finuțe. Când pielea se antrenează, mișcările pot fi mai agere. Simțiți o presiune, simțiți cum simțiți că vă pișcă, mergeți la altă zonă și obrăjorii. Dacă simțiți că vă pișcă, mișcările le liniștiți. Facem accent la riduri. La buze, la barbă. Eu simt cum mierea se topește între degete. Iată aici la degete, de acum simt. Regiunea nasului foarte bine curăță porii, foarte bine prelucrăm fruntea, prelucrăm locurile mai dificile. Este foarte, foarte plăcut acest masaj. Mă voi ridica în sus. După ce simțiți căldură, un pic așa la frunte mai și ușurel. Am simțit că este călduț, o să tapotăm. Este foarte plăcută această mișcare, tapotare. Noi cunoaștem că pielea este cel mai mare organ de detoxifiere și pielea are imunitatea sa. De aceea mierea purifică organismul prin piele, mărește imunitatea pielei, astfel evitând dermatitele, acneea, iar în programul anti-age este un bun remediu de a stimula metabolismul pielei, de a stimula procesele metabolice în piele, de a stimula sinteza colagenei. Și ușor, ușor, cu toată palma. Ușor, ușor, cu toată palma. Mergem și la bărbie. Alegeți locurile voastre mai dificile și le prelucrați.
simțiți cum este foarte, foarte plăcut. Lucrăm buziurile și tapotăm. Zona ochilor, zona pleoapelor o prelucrăm cu degețelele. Aplicăm pe pleoape și ridicăm în sus cu degețelele. Pleoapa superioară, până simțiți o ușoară încălzire. Pleoapele inferioare, doar încetișor le atingem. Ușor le atingem. Ușor atingem. Și la final, fiindcă eu de acum simt că obrajii ard și simt de prospețime, o să finisez masajul. Acest masaj poate să dureze un minut, maximum 10 minute, în dependență de tipul vostru de ten. Fiindcă senzațiile sunt individuale. Senzațiile voastre după masaj trebuie să fie plăcute. O căldură plăcută. Și cu asta finisăm. O să merg să-mi spăl masca și revin la voi. Am înlăturat mierea cu apă călduță, să nu folosiți apă rece, îmbib surplusul cu un prosobiel, străduiți-vă să nu ștergeți, să nu apăsați, fiindcă pielea este foarte agitată, este finuță după acest masaj, doar îmbibați ușurel și aplicați o cremă. Nu uitați să vă protejați și să aplicați creme de protecție dacă faceți această procedură dimineața. Pielea este foarte fină, pielea este foarte fină, foarte plăcută. Această procedură o puteți aplica și pe mâini. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc frumusețe și sănătate interioară și exterioară. Cu drag de voi! Ne întâlnim și la alte filmulețe. La revedere!